Ian Sebastian. Aveți ambulanța în oameni? Da, ne facem așa de ceva. Polul ăsta a ieșit de aici, da. Nu i-a dat prioritate la Logan, Loganul a venit, l-a lovit, s-a învățit și s-a lovit de autocar. Ce știu, ce am auzit, că știu în stație. Nu înțeleg, dar Loganul venea dinspre Roma, nu știu. Da, cred că da, da, dinspre okay. Roma, da. A venit și s-a lovit din polul, după el a fost aruncat în autocar. Dacă trebuie asta, o persoană a luat-o, s-a luat de Logan. Dar nu știu, rost, ce unde erați în autocar? Și ați văzut ce s-a întâmplat exact? Mergeți în parcare cu noi. Au zis, doamnă, mergeți pe astea, că i-am dat rog voi. Astăzi, 26 septembrie 2019, la intersecția DJ-201C cu DN-285, în afara localității Cordun, a avut loc un accident de circulație soldat cu vătămare corporală a două persoane, din primele cercetări. Din primele cercetări efectuate la fața locului, se pare că conducătorul autoturismului Polo, care circula pe DJ-201C, ajuns la intersecția cu DN-285, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului Dacia Logan, care circula pe DN-285 dinspre Roman. În urma impactului dintre cele două autoturisme, autoturismul Dacia Logan a fost proiectat într-un autobuz care circula pe ruta Suceava-București. Au rezultat în urma accidentului vătămarea corporală a celor doi conducători auto de la cele două autoturisme. În continuare efectuăm cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accidentul, urmând să dăm soluția prin parchetul de pe lângă judecătoria română.